Bună ziua, sunt Răzvan Mihai și vă voi prezenta tutorialul despre money management. Pentru început, o definiție a money managementului ar putea fi că acesta este o parte a procesului de tranzacționare care se ocupă cu alocarea procentuală a capitalului pentru fiecare tranzacție. Înainte să mergem să vedem ce înseamnă efectiv money management, ar trebui să trecem prin câteva lucruri și să cunoaștem câteva noțiuni. Ei bine, dintre acestea ar fi lotul. Lotul este un contract pe piața Forex care se ridică de regulă la 50-100 de mii de unități cu utilizarea de pârghii financiare. Și luăm un exemplu clar, un lot de euro USD înseamnă 100 de mii de euro. Observați că folosim prima monedă pentru volumul acestui lot. 0,1 loturi, și anume un mini lot, este echivalentul a 10.000 de euro. Marja. Marja este o depunere de asigurare și este calculată și ea la fel ca lotul în prima monedă a perechii. Luăm un exemplu, marja pentru piața Forex, FX, este de 1% din valoarea tranzacției. Astfel, pentru a tranzacționa un lot EURUSD este nevoie de 1.000 de euro. Sau 0,1 loturi, un mini lot, este nevoie de o marjă de 100 de euro. PIP-ul. Acesta este valoarea minimă cu care se poate schimba valoarea valutei. Eu îl mai numesc ca cel mai mic pas de cotare pentru o valută sau pentru un instrument financiar. Pentru majoritatea valutelor, acesta este o zecime de minime, a patra zecimală din cotație. Un exemplu ar fi din nou pentru EURUSD. Dacă prețul se schimbă de la 1,3000 la 1,3001, diferența dintre cele două este de 0,0001. Asta înseamnă un PIP. Ei bine, valoarea în bani a unui PIP este calculată la a doua monedă a perechii. Un PIP euro-dolar se poate calcula înmulțind valoarea tranzacției, să spunem un lot, 100.000 din prima monedă, înmulțit cu cel mai mic pas de cotare, 0,0001, egal cu 10 dolari. PIP-ul este calculat, după cum am spus, în a doua monedă, atunci vor fi 10 dolari. Să nu uitați că aceleași noțiuni sunt folosite și pentru piețele de acțiuni, indici și mărfuri, dar cu alte valori și alte calcule. Puteți găsi mai mulți termeni în glosarul de termeni pe www.xtb.ro. Mai departe, pentru a aplica un sistem de money management este necesar să se folosească o rație de risc-câștig sau risk-reward, dacă doriți în limba engleză. Rația risc-câștig se referă la riscul pe care ni-l asumăm în funcție de potențialul profit. Rația recomandată este de 1 la 3. La un risc de 10 pips, de exemplu, se țintește un profit de 30 de pips. Expunerea maximă este recomandat să nu depășească 30% din soldul contului. Așadar, dacă facem o tranzacție luând, de exemplu, euro-dolar, atunci marja blocată pentru acest instrument și pentru această tranzacție nu ar trebui să depășească 30% din valoarea balanței. Pentru a se limita riscul, se poate folosi un nivel de stop loss. Pentru marcarea profitului, se poate folosi un nivel de take profit. Nu uitați să folosiți money management-ul. Acesta este cea mai importantă unealtă a unui investitor. Vă mulțumesc pentru atenția acordată.